Problemele care se rezolvă folosind metoda backtracking în plan au la bază un principiu aplicabil în viața noastră de zi cu zi. Astfel că problema șoarece, pe care o vom discuta în continuare, argumentează acest lucru. Să vedem despre ce e vorba. Se dă o tablă dreptunghiulară formată din N linii și M coloane, ceea ce definește N-O-R-M zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă, trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta, pe linie sau pe coloană. Scopul său este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin acea zonă. Înainte de a trece la codarea problemei în C++, haideți să analizăm puțin enunțul. Tablă dreptunghiulară formată din N linii și N coloane. Asta ne duce cu gândul la o matrice, așa -i? Zonele libere și cele cu obstacole trebuie să fie codate cumva. Astfel că liber va însemna underline sau bară jos și obstacol diez sau hashtag. Scopul șoricelului este de a ajunge la mult dorita brânză, așa că noi trebuie să-i formăm un traseu. E de menționat faptul că traseul nu e unic, și acest lucru reprezintă totodată un argument în folosirea metodei backtracking. Ok, să trecem la cod. Explicarea codului se va face folosind limbaj natural. În antetul programului avem includerea bibliotecii cu care lucrăm, în cazul nostru cu fișiere, fișierul de citire și de scriere și zona de declarații. Aici avem puțin de comentat, în primul rând vom folosi două matrici, una pe care o citim și una în care memorăm traseul parcurs de șoricel. O altă parte a declarației sunt vectorii de poziții. După cum bine observați, sunt patru elemente în fiecare vector și asta ne spune că șoricelul nostru se, de se va deplasa pe coloană în sus sau jos și pe linie stânga sau dreapta. Pentru că ne place să lucrăm elegant, vom folosi subprograme. Primul subprogram este cel de citire. Citirea clasică a unei matrici, doar că odată cu citirea vom memora și coordonatele șoarecului în tablou descris de noi. Un alt subprogram, subprogramul de tipărire pentru că vrem ca cine se uită în codul nostru să fie minunat, vom contoriza soluțiile și vom afișa din nou elegant. E de menționat faptul că nu vom afișa matricea citită, ci matricea în care e memorat traseul parcurs de șoricel. Și pentru că sunt mai multe soluții și un backslash -en. Sub programul traseu. Aici vine partea puțin mai complicată. Pentru că vectorii noștri sunt formați din patru elemente fiecare și instrucțiunea noastră se va desfășura în patru pași, după cum bine vedeți. Aceste două variabile, ii și jj, se vor actualiza la fiecare apel cu noi coordonate, în funcție de vectorii de poziție dx și dy. după care vine testarea. Prima condiție e ca șoricelul nostru să nu părăsească tabla, așa că îl forțăm să rămână pe ea onif. A doua testare presupune trei lucruri. Parcurgerea în zonele libere, adică parcurgerea în zonele în care există bară jos, verificarea dacă șoricelul a ajuns la brânză și asigurarea că el nu a fost de două ori în același loc. Dacă se respectă aceste condiții, matricea noastră își actualizează traseul cu un pas. Pas ce crește odată cu reapelul sub programului. Iar dacă șoarecele a ajuns la mult dorita brânzică, vom afișa matricea cu traseul. Și nu uităm să punem 0 în zonele neumblate de șoricel. În main, lucrurile sunt simple. Apeluri de subprograme și testarea dacă avem soluție sau nu.